Ana și Adrian au făcut cununia civilă acum 6 ani la Craiova. Cununia religioasă a avut loc sâmbătă la Piteș, la Biserica Sfânta Vine, cei doi fiind înconjurați numai de familie și de cei foarte apropiați. Nașii celor doi au fost nimeni alții decât Gabriel Trifu și Catrinel Sandu. Nașa a avut o apariție spectaculoasă, dar în același timp a fost și vizibil emoționată. Cred că tot o zi împărțită și astăzi, da. Nu numai tenis, și tenis și fotbal. Ce vă doriți pentru ei? Păi ne dorim casă de piatră, un bebeu frumos, cât mai de curând, succes în viață. Să se iubească mult, să fie o echipă toată viața. De fotbal sau de tenis? Hai tenis, să joace dublu împreună. Și la bine și la rău. Se iubesc mult și avem încredere în ei, că va fi bine. Chiar mai ceva în gând de la casă. Ceremonia era cât pe ce să fie amânată dacă tenismenul se califica în semifinale la Roland Garros, acestea fiind programate chiar în ziua anunții lui. Din păcate pentru el și din fericire pentru alaiul de nuntaș, Adrian Ungur a fost eliminat de Federer și a putut ajunge la propria nuntă. Cu ce ați echivalat emoțiile de astăzi? Dar, sincer, nu cred că pot să le exprim în cuvinte. Niște emoții speciale care se întâmplă odată în viață. Sunt foarte bucuros că avem și nașii alături de noi care ne-au susținut și le mulțumim cu această ocazie. Și acum ne pregătim de petrecere. Acum o familie mare numai de sportiv. Acum, da, mai așteptăm unul mic acum. Era cât poate să ne ajungem astăzi? No, nu mai era mult. Cât de mult îți dorești o victorie cu Federer? Da, seama, oricine își dorește o victorie cu Federer, nu? Da. Dar poate data viitoare. Sâmbătă, duminica, în familie ce se discută mai mult? Despre fotbal sau despre tenis? Suntem împărțiți, dar de obicei mai mult fotbal. Domine fotbal. Și voi acceptați lucrul ăsta? Deocamdată da, vedem copilul nostru ce să vrea să facă, să vedem dacă reușim să echilibrăm balanța. Măcar astăzi o să fie ziua tenisului, nu? Da, astăzi da. Socrului mic, marelui Balaci, nu i-a priit aerul de la Pitești, întorcând spatele presei și stricând momentul emoționat creat de cei doi miri. Cum nu se poate, socru mic? Dacă vă spun că nu, ce doriți? Uleu, șef. Uite cântă și un bănuț pentru ăsta micu. Uite cântă la ăsta micu. Da, mă lăsați-mă. Da, mă lăsați-mă. O mașină, dau drumul la ea. Această căsătorie întregește o familie de sportivi. La nuntă a fost prezent și Eugen Trică, soțul celeilalte fiice a lui Ilie Balaci, Lorena Trică. Asta e cu familie mare, numai de sportivi. Bineînțeles, așa trebuie. Ce le doresc? Multă sănătate, casă de piatră și numai bucurie. Cum se desfășoară un final de săptămână în familie? Cum se zice? Normal. Se vorbește așa ceva mai de sport? Exact cum ai spus. Normal, numai de sport. Mai ales că a început acum să joace cu cei mari. Cu Federer îi doresc să joace de vreo 10-15 numai cu Federer. Și să și câștige. În cazul în care nu poate așa, domnul Bala, stați să joace și cu Djokovic. După ce au plecat de la biserică, miri împreună cu alaiul de nuntași au continuat petrecerea la un restaurant select din Pitești.